Aceasta este o carte de geografie literară. E un domeniu relativ nou, cam, cred că, începând cu anii 90. Domeniu interdisciplinar. Nici nu știu prea bine dacă chiar un domeniu. Sau, ce e acea geografie literară? Cum s-ar defini? Care sunt practicile în acest domeniu? În două cuvinte, nu, e vorba despre modul cum sunt reprezentate locurile, spațiile în literatură, cum îi spune și numele, dar lucrurile sunt complicate. Are și geografia literară papiei, ca să îi zic așa, pe care Andreea îi cunoaște foarte bine, studiat cu lupa și cred că ea o să ne spune cel mai bine. Chiar m-a rugat să-i aduc două cărți foarte recent apărute ale uneia dintre ei, ceea ce am și făcut, aproape că am făcut. Păi, ca să dăm definiția de manual, dacă vrei, lui Franco Moretti, este studiul literaturii în spațiu și studiul spațiului în literatură. Franco Moretti, după mine, este papa. El este cel mai... Știi că sunt la el la modă să ai doi papi. Să ai doi papi. Nou. Iată, al doilea este Bertrand Westphal, după mine, care a și inventat termenul de geocritică, pentru că sunt, de fapt, și mai mulți termeni în sensul ăsta, nu doar geografia literară, geocritică, ecocritică, ecopoetică și așa mai departe. Asta nu e o carte propriu-zis de geografie literară, cel puțin nu e o carte de teorie, dar sunt niște elemente care ne-au mai scăpat teoretice prin carte, despre asta vorbeam cu Corina. Noi ne-am dorit pur și simplu să facem aici o tipologie a locurilor bucureștene în literatură, adică să descoperim identitatea fiecărui loc mai important, intrat în conștiința generală a bucureșteanului, nu? Și să vedem cum a fost el reprezentat în literatură, adică cum se vede prin privirea scriitorului un loc, nu știu, banal prin care trecem în fiecare zi. Pe mine m-a interesat mai puțin critica din partea cu geografia literară, nu atât critica cât partea de cartografiere a locurilor. Îmi plac foarte mult hărțile, toate hărțile și în mod special hărțile literare și ele sigur fac parte din geografia literară. De asta am și ezitat mult timp, i-am spus dicționar în cele din urmă, dar în capul meu era cumva și un atlas. Și chiar și este un atlas pentru că are câteva hărți. De altfel, Corina s-a și ocupat de hărți. Ea le-a conceput și Rareș Ionașcu, un ilustrator extraordinar, le-a desenat. E o cartografie specială pentru acest nou fel de geografie. Sigur, pentru că trebuie puse pe hărți și locurile reale și cele fictive. Deci, o altă paradigmă de a concepe o hartă. Și sunt, câte hărți sunt aici? 11. Da. Sunt 10 cu diversele cartiere, de fapt 9 cu cartierele, una cu Bucureștiul văzut de sus, deci plan perspectiva largă, și una cu locurile de întâlnire, cafenele, restaurante, hoteluri. Și ați plecat de la locuri, căutând acele locuri ale Bucureștiului în literatură sau... cum să spun eu, ați plecat din literatură descoperind locurile care apar în romane sau... Noi aveam locuri în cap, dar am zis să nu pornim cu idei preconcepute, deci am recitit conștiincios tot ce știam noi că ar conține pasaje interesante despre București sau mai mult decât atât și le-am făcut un inventar serios. Deci, de fapt, am plecat de la texte, dar ele s-au concentrat, s-au adunat în locuri, până la urmă. Locuri și povești ale locurilor. Când ați scris-o, care a fost cititorul pe care l-ați avut în gând? Păi ne-am gândit la un cititor ideal, care bineînțeles că este pasionat de istoria orașului, de altfel fiecare articol are un mic intro, care face un fel de sinteză a celor mai importante momente din evoluția lui, dar care e pasionat și de literatura română sau măcar dispus o redescopere. Deci cam aici, cam așa ne-am gândit că ar trebui să arate cititorul. Acum Bucureștiul și istoria lui sunt niște subiecte care par inepuizabile și pentru care există un interes foarte mare în ultima vreme, nu pare să se fi stins.
Cu literatura română a fost mai greu să arătăm cât este de diversă, de spectaculoasă, cât de multe lucruri neașteptate am găsit chiar noi, pe care le uitasem sau pe care nu le, nu știu, le ignorasem, trecuseram pe lângă ele. Au fost foarte multe surprize. Pur și simplu uitaserăm că locurile sunt reprezentate într-un anumit fel în opera unui autor sau că anumite personaje trec prin anumite zone ale orașului. Și acum a fost un bun prilej, de fapt, să ne reactualizăm informația. Am recitit foarte mult, am început, cum zice Corina, de la literatură și pe urmă am încercat să facem tipologia asta, să vedem care este identitatea fiecărui loc în realitate, pe o hartă, așa zis, reală, a orașului și, și în literatură. Cititorul meu ideal era, în primul rând, un mare plimbăreț, adică dacă nu se folosește de dicționar ca de un ghid de călătorie, pentru mine ar fi o tristețe. Asta mi-aș dori într-o bună zi, să văd pe cineva undeva pe o stradă din București plimbându-se cu el în mână și căutând o casă imaginară, o casă a unui personaj, știu eu, casa Rimilor sau casa lui Drăgănescu pe Catargiu sau tot am vorbit de casa lui Costache Giorgiuveanu pe Antim, să-l văd căutând așa. De fapt am scris cartea asta pentru că noi înșine am avut nevoie de ea, ne-ar fi plăcut să existe deja și să avem undeva toată informația asta atunci când făceam explorările, mă rog, unui București sau altuia, când ne-am scris cărțile anterioare. Și ne-am gândit să o scriem noi, iată, să fie toată informația într-un loc și să putem porni noi sau alții, poate, care vor fi interesați să scrie ceva de genul ăsta, să aibă de unde să pornească, să găsească aici materialul, măcar o mică parte din materialul pe care l-am adunat noi. Și hărțile chiar așa și sunt concepute, au trasee cu săgeți, deci chiar se pot parcurge. Citind cartea, ai o experiență nouă a Bucureștiului, adică dacă o iei în mână și mergi cu ea prin București, ai o nouă experiență, pentru că oamenii merg fără să mai uite la clădiri și la străzi și la... Când îți atrage atenția, adică e un ghid al unei experiențe. Așa și este, cel puțin pentru mine. Eu am ajuns în București târziu, când am făcut facultatea în București, dar sunt timișoreancă, deci am petrecut atunci, de fapt, 8 ani, am făcut și stagiul, nu contează unde, dar am rămas în București 8 ani. Și acum mă văd pe mine, retrospectiv, ca un fel de personaj abulic care se plimba printr-un oraș fantomatic, sigur, București anilor 80, poate că era și mai puțin spectaculos. Nu-mi dau seama, acum, reparcurgând traseele, descoper realmente orașul. E și prea mult, mi se pare prea mult să spun îl redescoper, pentru că, de fapt, am sentimentul că nu l-am văzut, cel puțin nu... cum ar fi trebuit, descoper, știu eu, nici măcar nu observasem casa cu cariatide de pe strada franceză. Îmi spun, nu se poate așa ceva, lucruri absurd, sau pasajul Maca Villa Cross. Parcă l-am văzut, dar n-aș putea să îmi amintesc un detaliu, un stilurile care acum mă interesează atât de tare, modernismul de pe Dacia, cum mi-am petrecut 8 ani fără să le văd lucrurile astea, nu-mi dau seama. Da. Spuneai că ați avut surprize, ați redescoperit, cam dacă poți să-mi dai niște exemple de astfel de surprize. Păi, de pildă, am descoperit locuri care se legau pentru noi sau, nu știu, în mintea noastră doar de un anumit scriitor sau de o anumită operă. De pildă, nu știu, când vorbești despre Mântuleasa, te gândești la Iliade, nu? Că în jurul ei își creează întreagă mitologie bucureșteană. Uiți, de pildă, că acolo avea o casă și unchiul lui Pantazi, o casă care arată sinistru, întunecată, ești pe care Pantazi o va moșteni. Sau când zici Cișmigiu... Și mai există casa? Nu știu, n-am ajuns în... Putem doar specula, ca și în cazul blocului mântuleșcean din pe strada Mântuleasa. Nu putem merge chiar până acolo cu suprapunerea asta de
straturi, sau, nu știu, când spui Cismigiu, eu când spun Cismigiu mă gândesc în primul rând la secolul al XIX-lea și la ce spune Filimon despre petrecerile care aveau loc acolo, unde petrecea clasa de mijloc, unde petreceau isnafurile și tot ce se întâmpla acolo. Nu te gândești, de pildă, nu știu, la Caragiale neapărat, nu te gândești la Gecălinescu și la Cartea Nunții. Sunt lucruri pe care nu le asociez, personaje sau trasee de personaje pe care nu le asociez cu un anumit spațiu. Și într-o dată vezi că toate personajele astea care vin din zone atât de diferite ale literaturii se întâlnesc într-un spațiu și mai mult că viziunea despre spațiul respectiv este aceeași la scritori foarte diferiți din epoci îndepărtate. Asta mi s-a părut foarte interesant. Pe urmă am descoperit și Corina a și exploatat asta, ea a scris despre asta, că străzi care nu există. Străzi care sunt inventate și ne-a plăcut să le și ipostaziem, adică ea a făcut asta împreună cu Curare și Ionașcu, adică vizual în partea de iconografie. Au fost străzi de la periferie, că asta a fost acum punctul meu de interes maxim, n-am apucat până acum să scriu despre periferia bucureșteană și mi-am dorit foarte mult. De pildă, am descoperit o stradă formidabilă, n-am vorbit încă despre ea astăzi, iată, a trecut o zi fără să amintesc strada Jarcaleți, care e undeva pe lângă calea Rahovei și vine, numele îi vine de la niște bandiți care purtau un anumit tip de cojoc de oaie, dintr-o piele de oaie de proastă calitate. Jarcaleți, ăștia erau niște răufăcători, niște tâlhari. Pe strada asta locuiește cine altul, dacă nu Gorică Pirgu. Mi se pare o ironie evidentă a lui Matei Caragiale. Deci, iată, habar n-aveam că există strada asta în literatura română. Mi-a plăcut foarte mult să scriu despre ea. Trece pe acolo și Costache Giurgiuveanu, ai să râzi, din Enigma Otiliei, cândva în copilărie, împreună cu un grup de copii cu care bătea străzile bucureștene. Au fost foarte multe surprize. Mi-a plăcut să scriu despre groapa Cuțarida, de pildă, și toată zona aia necartografiată încă dintre Cuțarida, Tarapanaua, Filantropiei, cu zonele alea, Buzești, groapa lui Oatu. Practic acolo era no man's land, nu exista nimic, era marginea orașului și vezi pur și simplu în literatură cum crește țesutul urban pe spațiul ăla, pe teritoriul ăla pustiu. Și mi-a plăcut foarte mult, am recitit acum și am reevaluat groapa lui Eugen Barbu, care mi-a plăcut teribil și care e o mărturie veritabilă despre ce se întâmplă cu zona aia din București într-o anumită perioadă, într-un anumit interval istoric. Și am văzut cum se mișcă personajele, care e dinamica lor, cum, apropo de ce vorbeam despre ce relevanță are geografia literară sau de ce ne-ar interesa să studiem cum arată spațiul în literatură, pentru că așa vedem, de fapt, cum se creează dinamica în interiorul unei opere literare, urmărind personajele prin zonele prin care se deplasează. E foarte important asta. Mi-a plăcut să merg, de pildă, cu Cârciumarul Stere și cu Lina, undeva într-o cârciumă din Buzești. Nu știm numele, dar știm că era cu viță de vie, cu lăutar și că erau atâtea femei frumoase, spectaculoase, minunat îmbrăcate și diferite complet de lumea din Cuțarida, de unde venea Stere, încât acestuia îi se pare că abia atunci deschide ochii asupra lumii. S-a părut teribilă sintagma asta. Dar sunt locuri ca cele despre care vorbește Andreea, pe care ni le putem imagina citind sau recitind romanele, dar sunt și locuri absolut neverosimile care încă există și pe care eu cel puțin nu le-aș fi descoperit niciodată, dacă nu le-aș fi căutat, tocmai pornind pe urmele personajelor. De exemplu, morile lui Mircea Cărtărescu, moara Dâmbovița și moara lui Asan, una a dispărut, dar cealaltă e încă în picioare, ca o ruină, dar cu atât mai spectaculoasă. M-am dus să o văd, moara din spatele 8 scării de pe Ștefan cel Mare, sau fabrica de bere Luther, care este aproape un personaj central în Maidanul cu dragoste al lui Gemezean Firescu. M-am dus să o văd și este un loc absolut incredibil. Nu va mai fi multă vreme, am înțeles că va deveni un complex rezidențial de lux și atunci sigur că își va pierde toată poezia, dar acum încă am fost foarte recent, absolut neverosimilă siluetă, apropierea gării Basara, pe strada Eliseu, deja ce nume de stradă, Eliseu. Deci sunt și locuri absolut
romanești, literare, de fapt bucureștene 100%, nu sunt invenții, nu sunt ficțiuni. Dar nu ați luat în jurnalele, scrierile autobiografice, nu le-ați inclus? Nu, pentru că ce ne-a interesat a fost, sigur, când spui dicționar de locuri literare bucureștene, adevărat, ne-am gândit, s-ar putea ca lumea să creadă că ne interesează pe unde au circulat scritorii, cum spuneați, nu ce baruri frecventau, pe ce străzi locuiau scritorii, nu. Cartea noastră nu e o de istorie literară în sensul urmăririi traseelor romancierilor sau ale scritorilor. Ne-au interesat doar personajele, deci doar ficțiunea. Și deci ne-am mulțumit, ca să zic așa, cu romane, novele, povestiri. Plus că n-am mai fi terminat niciodată, realmente, adică după recitirile de acum, care au început cam acum 3 ani, am ajuns la un total de 2000 de locuri. Și din care am selectat la sânge până am ajuns la 167. Și a rămas mult mai mult material decât am inclus în carte. Până la urmă, asta este de fapt și lucru care ne macină pe noi, că sunt foarte multe lucruri pe care puteam să le mai spunem, dar cine știe, poate într-o nouă ediție. Tu te ocupi mult de literatură română contemporană. Care e, cum apare acum București, un comparativ cu cât de prezent e în scrierile scriitorilor români? Apare mai mare, mai întins, pentru că sunt cartiere noi pe care le descoperim și pentru că autorii sunt foarte contemporani, dar și pentru că ele însele, cartierele, nu existau, știu eu, Ferentarii sau Drumul Taberei Militare, în romanele de Giste, Florian, exact, sau da, în romanele Gabriela Dameșteanu, Șoseaua Virtuții, sunt locuri care există prin romanele ultimelor decenii, dar și cartierele însele sunt noi. Chiar recitam zilele trecute, m-am uitat din nou pe articolele noastre, adică pe cele două pe care le-am scris eu, despre Casa Scânteii și Casa Poporului. Și mă gândeam că sunt, iată, două locuri care apar obsesiv la Mircea Cărtărescu și la Gabriela Dameșteanu. Fiecare investește, nu știu, locul simbolic altfel decât celălalt. Pentru Mircea Cărtărescu, de pildă, Casa Poporului, și chiar uitasem asta, mi-am reamintit acum recitind Orbitorul, adică atunci când am scris articolul, este un fel de sediu mistic care are ceva metafizic, misterios, un fel de templu al luminii, o clădire hibridă cu multe straturi arhitecturale, care seamănă de fapt cu un fel de struțo cămile, un monstru în care se întâmplă însă lucruri, iată, un templu al luminii. Pentru Gabriela Dameșteanu, care după mine a făcut din topusul Casei Scânteii cel mai a reprezentat cel mai bine prin literatura ei topusul Casei Scânteii. Casa Scânteii tot așa are ceva lugubru, ceva macabru, un fel de umbră întunecată care acoperă tot peisajul din jur. Personajele, când intră, au senzația că intră așa ca într-o bolgie infernală din care nu vor mai ieși. Mi s-a părut foarte interesant că, iată, astea sunt locurile obsesive care apar la ei doi, și nu sunt singurele. Și Dâmbovița este personajele Gabriela Dameșteanu, se plimbă pe malul Dâmboviței și consideră locul, mă rog, aproape semi-rural, neigienizat, în timp ce un oraș alb, socialist, perfect, crește, cu o geometrie perfectă, crește în jur. Dâmbovița este ultimul spațiu, mă rog, dintr-un București aproape rural, de la brat, murdar. Ca să revin la Casa Scânteii și Casa Poporului, mi s-a părut tulburătoare viziunea lui arhitectului Ioanide, personajul lui Călinescu. El are o mapă în care redesenează părți mari din oraș și constată că spune că București e un oraș făcut din cocioabe, care lipsește un reper fundamental,
un reper vertical și spune, dacă am avea și noi un Louvre, un dom din Milano, un Kremlin, altfel ne-am situa. Și mă gândesc ce ironie a istoriei, pentru că în momentul în care el scria Bietul Ioanide, nu existau reperele pe care le avem astăzi, Casa Poporului și Casa Scânteii, și nu știu ce ar fi gândit Ioanide dacă ar fi văzut că îi se împlinește dorința și că nu Casa Scânteii a luat locul Hipodromului Băneasa, iar Casa Poporului a luat locul cartierului Uranus. Nu știu dacă și-ar mai fi dorit la fel de mult. Cred că i-ar fi plăcut că Cărtărescu a integrat-o în un scenariu apocaliptic și a pus-o pe harta asta unui București mistic.